Bună, fetelor! Eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem un video tag. Ne-a tăgăduit Elena Secret. E un video care vorbim de viața în străinătate. Sunt niște întrebări și haideți să începem ca să strângem, strângem. Haideți cu prima întrebare. Locul tău natal. Eu sunt născută în București. În 1977. A doua întrebare. La ce vârstă ai părăsit România? Aveam 18 ani. Ce te-a determinat să părăsești România? Nu a fost o alegere mea. Am venit aici ca să donez măduvă fratelui meu care avea nevoie. Patra întrebare. Care țară ai ales să emigrezi? Este Italia. Următoarea întrebare. Cum te-ai acomodat într-o altă țară? Eram mică, deci chestia aia să începe o viață nouă, la început a fost ușor, nu mi-a fost chiar greu așa să mă acomodez. Nu erau atâtea chestii ca acum cu celulare, internet, vorbeam acasă odată pe săptămână. Imediat în primele luni a fost chiar greu. Mai târziu, pentru că prima oară când m-am întors acasă, trecuseră 2 ani și 8 luni și mi-era tare dor de casă. Haideți să mergem cu următoarea întrebare. De câți ani locuiești în afara României? Deci sunt 19 ani, de 19 ani. Ai avut dificultăți în a învăța limba și accentul țării respective? Deci am învățat italiană cam într-un an. Accentul ăla îl prinzi în timp. Eu locuiesc lângă Roma și am trăit la Roma mulți ani și am accentul așa de romanace. Aici un pic mai flegmatic așa. Nu e greu să-l prinzi, că e flegmatic, deci noi bucureștini suntem flegmatici de felul nostru. Haideți cu următoarea întrebare. Din punctul tău de vedere, există diferențe între români și țara în care locuiești în prezent? Dacă da, care sunt? Da, există foarte multe diferențe, adică acum 19 ani existau foarte multe diferențe, acum nu cred că mai sunt chiar așa de mult, adică nu știu, chestia asta nu știu pentru că acasă nu mai mă duc de mult și nu știu să vă spun chestia asta. Diferența este că aici lumea e mai liberă, să spunem așa, mai liberă să se exprime, să spună ceea ce vrea. Eu veneam dintr-o țară care totuși, da, era liberă, dar nu atât de mult încât să exprime și mai ales îmbrăcămintea sau să exprime sexualitatea fiecăruia sau persoanele de culoare sau de religii diferite. Multe, multe chestii care eu în România nu le-am văzut, nu că aveam prejudiciu, pur și simplu nu le văzusem. Deci aici când am venit, pentru mine era ca în, când te duci în oroșelul copilului, totul o descoperire nouă, totul nou și a fost emoționant, a fost frumos să cunoști alte persoane, alte feluri de a vorbi, alte feluri de se exprima. Descrie mâncarea oamenii și țara în care stai. Mâncarea este extraordinară, doar știm toți că mâncarea italienească place în toată lumea, e nemaipomenită. Singura chestie e că m-am îngrășat, deci era mai bine că rămânem acasă pe chestia asta. Astăzi, vedeți, mi-am făcut codițele ca Elena Cosânzean, așa că se simt și mai mult a româncă, a româncuță. Deci, mâncarea e ok. Oamenii sunt, să vă spun, zona asta unde stau aici, fac o grămadă de gălăgie, stă toată ziua pe afară, e o nebunie aici în cartierul ăsta unde stau eu. În general, italienii sunt, depinde de zona în care trăiești. Dacă trăiești de la centru în sud, spre sud, lumea e mai ospitală, mai bună, mai sunt așa, mai ca spanioli, cum spunea Elena. Dar de la centru în sud sunt mai respectoși, mai educați, deci au fiecare
calități diferite. De exemplu, la Roma sunt mai needucați, așa, fac un pic de mizerie, fac gălăgie. Educația aici e cam așa și așa. Nu prea au educație, nici copiii n-au respectul pentru părinți. E un pic o țară nici occidentală, dar nici ca noi. E o chestie la jumătate, așa. În schimb, țara Italia ca țară e minunată, au monumente, să nu mai vorbim de Roma, care e la città eterna. Roma e ceva... Eu când m-am dus prima oară la Roma, când am venit din România în Italia și am văzut Coloseu, am început să plâng, pentru că eu Coloseul văzusem în cartea de... Și toată Italia e frumoasă, oriunde te duci, au mări peste tot, plaje. No, e frumoasă, e o țară foarte frumoasă, n-am ce să spun. Alora, lucrurile care le iubești la țara în care stai. Lucrurile care le iubesc sunt, de exemplu, aici nu se dă șpagă. Deci oriunde te duce, nu se dă șpagă, te duci să faci un act la primărie, nu trebuie să dai șpagul ăla. E o chestie foarte naturală să te duci să fie gentil cu tine, să fie disponibil. În ultimii 3 ani am făcut facultate aici în spitalele de aici din Italia și aici nu se dă șpagă, adică tu faci meseria ta, aici se dă șpagă la niveluri de alea de milioane, nu la niveluri noastre. Adică cu altă întrebare. Ce ai schimbat la țara în care stai? Aș schimba un pic educația și prejudiciul, pentru că în Italia sunt foarte, foarte multe prejudicii, pentru că noi românii, noi străinii, în general, ne-am făcut numele de fete care fură bărbații la italienci, băieții că fac prostii și fură și alte minuni mai... Cum văd persoanele în jurul tău, România? Persoanele în jurul meu... Văd România ca o țară frumoasă, dar, cum v-am spus, au prejudicii împotriva noastră. Deci nu suntem prea iubiți așa. Suntem iubiți în momentul în care te cunosc mai bine și spun: a, vezi, tu ești altfel decât românii. Nu, eu nu sunt altfel decât românii. Românii sunt ăștia, nu suntem toți vagabonți. Pentru că ei pun la televizor, nu arată pe cineva care s-a realizat, un străin care s-a realizat în străinătate, că suntem mulți care stau bine, care au învățat, care și-au deschis magazine, care trăiesc bine. Ei nu arată chestiile astea ca să vadă lumea că noi nu suntem mai vagabonți și vagabonde. Sunt foarte, foarte urâte și ne cauzează nouă, celor, persoanele normale, ne cauzează foarte, foarte multe probleme, dificultăți, probleme în general, unde te duci, nu, de că ești român, așa și așa. Ok. A fost vreodată rușine să spui că ești româncă? Nu, absolut nu. Pentru că odată o tipă a venit la mine și știți ce m-a întrebat? Janina, pot să te întreb ceva? Și eu zic: da, sigur că da. Să nu te superi că te întreb. Spune. În România am auzit că voi aveți școli cum să faceți să cuceriți bărbații. Și eu m-am uitat la ea disperat, așa: Doamne ferește, mă, ce spune asta? Și eu i-am spus: da, sunt o grămadă de școli de astea, dar pe mine mama n-a vrut să mă trimite acolo și ea chiar a crezut când i-a spus așa și ea îmi face la mine: păi să vede că tu ești o bravă persoană. Și am spus: dar ce spui, nu există așa ceva, glumeam. Deci lumea e nebună, crede că aici, că noi România, e o nebunie, sunt geloase pe noi româncile că suntem mai frumoase ca ei. Haideți la următoarea întrebare. Ai fost criticată, batjocorită de faptul că ești româncă? Da, acum câțiva ani, la început, așa, nu la început, a fost o perioadă când o
una a băgat o umbrelă în ochiul la alta, o româncă, nu mă țin minte. Și eu aveam un magazin, magazinul meu, nu deschis de italian, magazinul meu, cumpărat cu bănuții mei, cu bănuții care mi-am pus deoparte cât am lucrat aici la început, i-am trimis acasă, părinții mei mi-au cumpărat un teren acum 15-16 ani și pe urmă l-au vândut în perioada aia când se vindeau casele mai bine și am făcut și eu niște bănuți și mi-am deschis un magazin de copii aici în Italia, magazinul meu. Și deci eram o persoană care avea un magazin, care lucra, care respectată de toate persoanele în jurul care mă cunoșteau și persoanele din orașul unde stăteam. Și peste drum era un coafor și eu m-am dus acolo să salut coafezele pentru că erau prietenele mele și proprietarea glumea și îmi ziceau, ceau rume, no, da, rumeina. Și în momentul ăla când am intrat și ea mi-a spus ceau rume, o doamnă s-a ridicat și a venit cu degetul la mine și mi-a spus să-mi fie rușine că sunt româncă și că noi în Italia facem mai nenorociri și omorâm lume și m-am simțit așa de umiliată că nu pot să vă dați seama că la un moment dat coafeza s-a dus la ea și a dat afară și coafeza italiancă și a spus să nu-ți permiți să jignești persoanele în magazinul meu. Eu am rămas cu gura găscată, n-am reușit nici să vorbesc pentru că m-am simțit atât de umiliată. A fost foarte, foarte urât, dar eu stau tot cu capul pe sus, nu o să spun niciodată că nu sunt româncă. Eu sunt româncă, vin din România. Eu spun și la copiii mei că am doi copii, Rosella, 15 ani, și Mateo, 12. Copiii mei au tăticul care era italian, nu mai este pentru că a murit acum 9 ani. Deci eu la copii le spun să spună că au mămica care e româncă, chiar dacă ei vorbesc bine italiană, sunt născuți aici, deci nu au probleme de, adică nu se vede că sunt străini. Și chiar mi-a făcut plăcere pentru că ăla mic la școală au învățat despre limbile latine și doamna din clasă, profesoara, a întrebat dacă sunt copii români, pentru că sunt foarte mulți copii, și băiețelul meu a ridicat mânuța sus și a spus că și el, mămica lui, este româncă. Și mi-a făcut așa de multă plăcere și el a venit acasă să-mi povestească chestia asta. Mi-a făcut așa de plăcere că el a simțit în sufletul lui că are jumătate de sânge în țărișoara noastră. Haideți mai departe să nu o luăm cu vorba prea mult. Când cineva te întreabă cum e România, care sunt primele cuvinte pe care ai putea să le spui ca să pui țara ta într-o lumină mai bună? Țara mea este minunată. Țara mea este stupendă. Avem niște munți minunați, iarbă. Totul este minunat și mai ales fetele sunt frumoase. Nu, oricum, eu spun că țara mea este foarte frumoasă, că suntem oameni muncitori, că avem părinți care ne-au educat, avem niște bunici care ne-au educat și lumea din țara noastră a muncit cu greu și au suferit ani de zile și noi nu suntem oameni care au venit în străinătate să fure sau să-și bată joc de persoane sau să fure sau... Noi suntem aici veniți ca să muncim și să trăim și noi un pic mai bine, să dăm un viitor copiilor noștri. Nu suntem aici să furăm nimic la nimeni și nu mai primim. Îți e dor de țara ta? De câte ori revii în vacanță și cu cât stai? Câteodată mă iau un dor de la așa de îmi vine să plâng, dar mă duc acasă foarte rar pentru că... mama și tata sunt aici cu mine. Am mătușile care ele din când în când vin aici la mine. Verișoarele sunt una, două în Spania, una în Belgia. Și cei care sunt în România, acum ne vedem pe Skype, e mai ușor. Deci dor așa, nu mă ia mai puțin. Dar oricum, mi-e dor așa câteodată să plec, să mă duc să stau acolo, mai ales în perioada Crăciunului, pentru că aici e o tristeță care nu aveți idee.
e tristețe pentru că când nu ai neamuri, eu nu eu aici nu am pe nimeni. Nu ai și tu să vină verișorii la tine, să vină tușicile, să faci Crăciunul cu toții. Stai că Elena trebuie să plânge toate în videourile. Ok, hai să mergem mai înainte. Mi-e dor de persoane, mi-e dor de prietenele mele, de verii mei, de vecinii mei. Ciao, Fana! Ciao, Geo! Mi-e dor de lumea care trăiam, care am trăit cu toți acolo. Mi-e dor de vecinii mei, de verișoare, Claudia. Ciao, Claud! Așa, mi-e dor de persoane. Dar așa, de lucruri nu. Îți doresc să te stabilești în țara în care locuiești în prezent sau peste câțiva ani te vei întoarce România nouă? Eu m-am stabilit aici, copiii mei sunt aici, au viitorul aici și eu am făcut facultate aici. Deci eu, dimpotrivă, câteodată aș vrea să plec și de aici. M-aș duce mai nord, așa, unde lumea mai liberă, mai... care nu își fac toate problemele astea, că ăla e negru, că ăla e alb, că ăla e galben, că ăla e albastru. Aici sunt prea multe prejudicii și eu am bețelul care nu merge, deci prejudiciile sunt foarte multe. Ce ar trebui să schimbe România pentru a te reîntoarce? Ca să mă întorc în România trebuie să schimbe șpăgile astea care se dă, bănuții ăștia care se dă peste tot. Dacă s-ar schimba chestia asta, pentru mine ar fi o țară minunată, n-aș putea să mă întorc, pentru că nu știu, n-aș putea din cauza la salarii, din cauza la chestia asta. Dacă ar schimba salariile și chestia asta că se dă bani peste tot, eu m-aș întoarce imediat acasă. Vreau să dau un tag la 3 canaluri românești și canalurile... sunt, așteptați că trebuie să citesc. Deci primul canal este canal Homemade by Elena, canalul lui Elena. Al doilea canal este canalul lui Eliza, care se numește Eliza Liza 1232. Și canalul lui Adina, Beauty with Adina. Nu uitați să vă înscrieți la canalul lor. O să vă las în info box linkurile și mulțumim lui Elena Secret pentru tag și noi ne vedem la următorul video. Sper că videoul v-a plăcut. Vă pup. Să fiți fericiți și iubiți și nu uitați să râdeți mereu. Ciao!